E cea mai varză oră la care poți să pleci cu bicicleta. Salut, salut, salut! De ce stricați voi combinațiile și parcați pe pista de biciclete? Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Grigore Varlam și astăzi, bineînțeles, ziua numărul 15, Turul României. La 15-a zi, băi prieteni, de când pedalez zilnic. Pentru astăzi mi-am propus să pedalez o distanță mai scurtă, pentru că ieri am pedalat puțin mai mult și până în Arad, loc în care voi poposi, am făcut deja rezervare, 165 de lei parcă am plătit pentru un apartament și veți vedea la finalul videoclipului. Voi avea de pedalat până în Arad, cum spuneam, doar 40 de kilometri. Astăzi vreau neapărat să spăl, trebuie să bag la spălat tot ce s-a acumulat în rucsac, am băgat într-o pungă separat și am reușit să fac o rezervare, dar check-in-ul se face după ora 1, băi prieteni, deci s-ar putea să ajung mai devreme în Arad și să pierd timpul pe acolo vreo oră, două, până voi fi anunțat că s-a eliberat camera, cineva este cazat în camera pe care am rezervat-o eu. Deocamdată sunt pe un drum județean, dar în aproximativ 400-300 de metri voi intra din nou pe E671. Astăzi m-am trezit puțin mai târziu, dar nu că am fost eu leneș, ci datorită faptului că degeaba plecam eu mai repede astăzi. Dacă plecam cu noaptea în cap de la 6 dimineața, cum am făcut-o în ultimele zile, la ora 9 și jumătate maxim eram în Arad, având în vedere că sunt doar 40 de kilometri până acolo. Și ce făceam de la ora 9 până la ora 1, când se eliberează cazarea, pentru că doar atunci se eliberează, am vorbit deja cu oamenii, mi-au zis că în cazul în care totuși clientul care este acum în apartament pleacă mai devreme, fac ei curățenie repede pe acolo și atunci mă vor anunța să vin să iau camera în primire, dar până atunci n-am cum să ajung acolo. Cât vezi cu ochii, băi fraților, numai floarea soarelui pe partea asta aici și de asemenea, din ce văd eu, câmp gol. Da, uite aici în stânga e câmp gol, nu crește nimic. Cineva a lăsat de izbeliște, cel puțin pentru moment, acest teren și nu a cultivat nimic în perioada asta a anului pe el. Mamă, se anunță temperaturi caniculare, bă. S-ar putea ca și astăzi, în jurul orei 11, temperatura la umbră să ajungă la 35-36 de grade. Ci că temperatura maximă înregistrată în România, record de temperatură, e de 44,5 grade prin anul 1950. Sau ceva de genul, cel mai probabil în următoarea perioadă, în următorii ani, va fi doborât acest record, pentru că cu încălzirea globală în direcția asta ne îndreptăm, veri foarte călduroase. Salut, 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 baftă! M-a salutat băiatul ăla din mașină, ci că Varlame, salut, salut! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Cum să nu-ți vină sporul de a pedala? Când oamenii te salută din mașini, e un sentiment tare plăcut. Arad, 30 de kilometri, deja am parcurs 10 kilometri, cred că i-am făcut așa pe rapid, în 15 minute. Băi, și voiam să fac o mențiune, încurajările astea pe care le primesc așa în trafic, îmi încarcă bateriile mai mult decât un litru de apă rece la momentul potrivit. Cred că ora asta de la 8 până la 9 și jumătate e cea mai varză ora la care poți să pleci cu bicicleta pe drumurile astea între localități, pentru că toată lumea se deplasează dintr-o parte în alta, cel puțin aici pe E671, pe porțiunea asta între Năbad, Chișineu, Criș și Arad, pare să fie destul de aglomerat, mai aglomerat decât orice altă porțiune pe care am străbătut-o pe E671. Dar atât timp cât eu păstrez aici pătrățica mea, cât stau în pătrățica mea și nu evadez după linia asta continuă, e totul ok, cel puțin așa sper. Mai aveam o variantă aici în acest sens giratoriu, dacă mergeam încolo, să merg pe Curtici, treceam și prin Curtici, dar ocoleam 7 km și totuși nu vreau să mă prindă căldurile alea extreme, așa că voi continua pe E671
GPS-ul meu arată 22 de kilometri până în Arad și văd că e sincronizat cu indicatorul, pentru că uite acolo arată 21 și s-au făcut și la mine 21. Foarte puține zonele aici în vestul României în care ai copaci pe marginea drumului. Nu știu pe ce distanță vor fi acești copaci care îmi țin de umbră, dar sunt bine puși aici. O mai protejează și pe mine de căldură. Și dacă porțiunea asta pe E671 între Chișinău, Criș, de unde am plecat eu, și până în Arad, pot spune că e foarte aglomerată, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi mâine pe același drum, E671, între Arad și Timișoara. Clar, va fi mai mare traficul. Să văd ce cazare găsesc. Poate reușesc totuși să plec mai devreme. Astăzi nu voi traversa prea multe localități și profit de ocazie acum. Am intrat în localitatea Andrei Șaguna și mai am fix 15 km până în Arad. M-am observat o chestie așa uitându-mă după mașini pe stradă. Au băgat ăștia numere verzi, adică nu mai scrie cu negru numărul pe plăcuță. La mașinile electrice ai posibilitatea să-ți alegi număr scris cu verde. Nu știam de treaba asta, nu știu de cât timp e. Și vă întreb și pe voi, voi știați că dacă ai mașină electrică poți să-ți pui numere de culoare verde? Poate și pe alte mașini, nu știu, dar asta a fost asocierea mea directă. Mi s-a părut că am văzut doar pe mașini electrice. Chiar mai devreme aveam camera oprită și era un domn parcat pe marginea drumului. Nu știu dacă oprise special sau nu să mă salute, dar stăteam spatele mașinii și m-a salutat gen hai Varlame sau ceva de genul, nu știu, când am înțeles exact, pentru că eram în pedalare și cu camera oprită. Și te mai salut încă o dată cu această ocazie în cazul în care te uiți la acest vlog. Te puneam și pe vlog, dar aveam camera oprită. Încă 5 km până în Arad, așa îmi spune acest indicator. Și asta bineînțeles că nu poate decât să mă bucure. Încă n-am primit mesaj pe Booking, a rămas că doamna de acolo mă va anunța în cazul în care se eliberează camera, dar n-am primit deocamdată mesaj și va trebui să stau atârnache prin oraș, prin Arad, să și mănânc ceva, mai vizitez așa un alta de pe bicicletă, bineînțeles, și aștept. Sper să nu mă sune să-mi zică chiar la ora 2 să stau 3 ore chiar așa pe străzi. În timpul acesta aș fi putut să bag hainele la mașina de spălat, dar acestea sunt condițiile, sunt conștient, numai în cazul în care se eliberează camera, atunci pot să merg să fac eu check-in-ul. Și indicator frumos cu bicicletele. Hai tătuțu să-i dăm pedal așa pe o pistă de biciclete, să vedem și cât ține acum. Până în centrul orașului, în zona primăriei, acolo am setat GPS-ul. Mai am 3,4 km, hai să prind și eu verdele acesta. Uite, semafor și pentru biciclete, frumos. Și acum pot să zic că am intrat pe o pistă de biciclete mai ca lumea așa, pentru că uite, e roz. Sper să nu mai fac chiar și vreo prostie să zic altceva în afară de pistă. Ați văzut că am cam încurcat cuvintele, cei care v-ați uitat până la final. Nu mai știu în ce oraș, oare în Satul Mare? Cred că în Satul Mare, pe final de vlog atunci, și am zis în loc de pistă, mă rog, era să zic altceva. Uite că nici voi nu stați prea bine la capitolul tramvaie și voi sunteți tot pe sistemul vechi comparativ cu Bucureștiul și uite că am dat de prima problemă aici în Arad. Deci e om bun. Ai vrut tu să strici imaginea Aradului așa încă de la început, să trăiți, nicio problemă, stați liniștit. Bă, măcar și-a cerut omul scuze că a parcat pe pista de biciclete. Am lăudat pista asta că nu stă nimeni parcat, dar probabil era de la salubritate, de la primărie ceva, avea puțină treabă în zonă. Bine, dacă voia să parcheze în altă parte, găsea locuri, că sunt locuri, dar cine sunt eu să judec, având în vedere că în București, pe unde să lășluiesc eu, nu se respectă mai nimic, nici măcar nu ești întâmpinat așa la intrare direct cu o pistă de biciclete în București. Iar acum suntem puțin în urcare, de-aia așa să-i dau pedală, chiar înaintea mea e cineva acolo în depărtare care urcă acest pod pe lângă bicicletă. Eu am mers astăzi numai pe plat și încă mai am energie să urc acest pod. Chiar dacă
urcarea e destul de abruptă. Mamă! Uite, acum a început să fie destul de cald și e ora periculoasă, începând cu ora 11. E greu la deal, dar fac un mic efort acum și mă bag și în depășire. Gata, și voi avea și o mică coborâre. Mamă, frate, am și uitat de plăcerea de a coborâ dealuri. Mă rog, ăsta nu e un deal, e un pod, dar tot un fel de coborâre e și asta. Mamă, la câmpie pedalezi în continuu, chiar dacă depui efort la urcare, dar uite, te mai răcorești așa când cobori. Uite ce bine bate vântul acum, stai, ai și ușurel varlame că am prins o viteză considerabilă. Eu trebuie să merg tot înainte și uite că drumul deocamdată, cel puțin, mă ține tot pe o pistă de biciclete. Chiar dacă acum s-a transformat dintr-o pistă de biciclete din stradă, din trafic, am urcat pe trotuar. Trotuarul e destul de lat și aș putea spune că nu încurc pietonii foarte mult. Avem aici o biserică, cred că e ortodoxă asta sau nu? Habar nu am. V-am zis că am setat GPS-ul cu direcția centrul orașului și am să o lăbăresc și eu pe acolo, pentru că v-am zis, sunt în așteptarea unui mesaj de la cazare, hai, poți să vii să te cazezi, să faci check-in-ul. Mamă, ce bine e la umbră! Mă uit așa stânga-dreapta, poate găsesc o terasă frumoasă pe aici. Bineînțeles, să-mi și pot parca bicicleta. Mamă, ce dor îmi era, bă, frate, de trafic! Să filtrez traficul așa, fără să agăți vreo oglindă. Când voi ajunge în București, îmi voi fi ieșit din mână cu aceste croșetări. Suntem în Piața Unirii din Arad. Piatră cubică pe aici. Nu știu în ce direcție să merg, să înaintez sau să mai stau pe aici, prin zonă. Nu cred că am făcut cea mai bună alegere băgându-mă pe străzile astea, deși, uite, o arhitectură frumoasă pe aici, prin zonele astea. Hai mă, că până la urmă m-am venit bine. Am zis pe unde m-am băgat, mă gândeam că m-am băgat printr-un cartier de ăla așa mărginaș, dar uite ce arhitectură frumoasă. Cred că ăsta e centrul vechi istoric al Aradului, o parte din el, dacă nu greșesc cumva. Îmi puteți spune voi prin comentarii, mă contraziceți voi. Stai așa să vedem. Aș vrea să fac dreapta la un moment dat. Chiar e frumos Aradul. Aici voi semnaliza de dreapta. Și am intrat pe o pistă de biciclete, bă. Cum am făcut, cum n-am făcut și m-am întors pe o pistă de biciclete. Mă voi învârti așa prin zonele astea în mișcare, mă mai plimb. Am nimerit tocmai în Piața Avram Iancu. Sunt câteva terase mai încolo și avem aici un monument. Glorie eternă eroilor patriei. Stai așa să reglez camera. Uite, omul așteaptă să bea apă de acolo. Oare curge apă rece? Că mi-e și mie sete puțin. Stai așa să mă mai învârt puțin în cerc. Și după ce bea el apă, mă voi băga să beau și eu. Dacă curge, dacă nu curge, aia e. Ia să vedem dacă vine apă rece sau nu vine aici la voi. Mamă, dar abia țârâie apa asta, bă. N-am cum să beau de acolo, să-mi bag botul să beau apă. Așa. Tocmai ce am primit un mesaj pe Booking cu informare că într-o oră, adică la ora 12, acum fiind 11, camera va fi disponibilă pentru check-in, pentru că au plecat clienții actuali și pot să mă duc să fac cazarea după ce îmi pregătesc ei camera, se schimbă lenjeria și așa mai departe, curățenie prin baie. Dar uite că totuși aici în Arad aveți și tramvaie care arată mai bine decât ce am văzut până acum și ce avem noi prin București. Bineînțeles, în culorile UTA Arad. Da, așa că e verde la semafor și e un singur sens aici. Eu va trebui să fac stânga. Am băgat deja GPS-ul către cazare și mi-arată 1,5 km. GPS-ul m-a băgat pe această străduță îngustă. Bineînțeles că pista de biciclete e blocată aici și acum oarecum am revenit și eu la locul meu, pentru că nu puteam să o fac de mașinile parcate. Deci nici la voi nu se respectă în totalitate pista de biciclete. De urât, da, asta e.
Bă, dar de ce stricați voi videoclipul ăsta, mă? De ce stricați voi combinațiile și parcați pe pista de biciclete? Ia zi, bă, de ce, bă, tati, bă? Aradul, micul București, cel puțin în privința pistelor de biciclete. La fel se întâmplă și la noi, stați liniștiți. Oamenii parchează pe pistă, dar aici în Arad parcă mai mult ca niciodată decât în toate orașele pe unde am fost și era pistă. Aici chiar se parchează, n-au oamenii nicio treabă, se parchează pe pista de biciclete. Bă, dar ăștia nu dau prioritate nici la trecerea de pieton. Bă, ce ați făcut, mă, Arad? Mă așteptam la mai multă politețe din partea voastră pe străzile astea. Mi-am luat o doză de Schweppes Indian Tonic, e singura care era puțin mai rece. Am găsit și eu o bancă pe aici, văd pe undeva să stau, la umbră. Sunt chiar aproape de cazare, la 300 de metri. Bă, și dacă tot stau eu degeaba și mai am 45 de minute până pot merge la cazare să fac check-in-ul, ia să vedem și noi stadionul UTA Arad, mă. Nu l-am văzut niciodată, n-am apucat să vin niciodată la voi aici pe stadion. Așa că următoarea destinație, așteptând să se facă verde în zonă, voi merge pe pistă de biciclete, probabil până la stadionul UTA. Hai să vedem, încă 2,2 km până la stadion. Stai așa că trebuie să ies din nou încă o dată de pe pista de biciclete. Nu vor, bă, nu vor să respecte aici în Arad bicicliștii prin prisma pistelor pentru biciclete. Uite și pe ăsta unde și-a parcat trotineta. Așadar, chiar înaintea mea avem Arena Francisc Newman aici în Arad. Și uite că am prins și autocarul celor de la UTA parcat acolo. Și am prins și o domnișoară frumos pe pista de biciclete. Uite, bă, că se pedalează aici la voi în Arad. Până și autocarul celor de la UTA Arad, după cum puteți vedea, a parcat pe o pistă de biciclete. Nu vor, bă, nu vreți, mă, să respectați bicicliștii nici aici în Arad? Sunt chiar în fața stadionului. Stai așa să fac dreapta aici. Bă, nici nu mă așteptam chiar autocarul celor de la UTA Arad. Aceasta este arena, una din intrări pe aici la VIP. Nu mă așteptam până și autocarul celor de aici să fie parcat pe pista de biciclete, bă. Cred că a venit momentul să merg către cazare. Felicitări, domnule șofer al echipei UTA Arad, pentru că ai parcat pe pista de biciclete aici. Dar-ți permiți că ești la tine acasă, ești în fața stadionului, nu? Ai parcare privată chiar pe pista de biciclete. Ok, hai să vedem cum mă pun și eu în trafic. E destul de mare intersecția asta și trebuie să mă reorientez puțin, să văd pe unde voi merge și mă duc către cazare. Stai așa că, uite, am pistă de biciclete și aici. Uite un băiat de la Taz acolo, deci s-ar putea ca mai pe seară să-mi comand și eu ceva de la Taz. S-a instalat bine căldura, cel puțin în oraș, la nivelul șoselei sunt peste 35 de grade, cel mai probabil. Dar bravo, măi, Arad 20 UTK! Chiar așa, bă, dar chiar așa, stai așa să mă asigur să nu mai iau o mașină pe capotă. Mulți kilometri de pistă, biciclete la voi aici în Arad. Felicitări pentru acest aspect, dar mulți dintre acești kilometri sunt ocupați, din păcate, de mașini, ca și acest AR15HLT. Eu trebuie să fac stânga aici și mă bag în trafic, semnalizez, bam, 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 și gata, merg la cazare, mai am 600 de metri până acolo. Uite, pe portița asta va trebui să intru eu. Asta e curtea, aici voi fi cazat. În momentele care urmează, vă arăt și camera. Ei bine, băi prieteni, haideți să vă arăt ce apartament mișto am închiriat la doar 27 de euro, nici măcar 150 de lei. Am avut impresia că e 160, dar nu era atât. Aceasta este bucătăria, e un fel de living așa. Poți să stai la masă frumos, să te joci, pentru că, uite, avem și jocuri de societate aici. O bucătărie frumoasă, dita mai frigiderul. Haideți să vă arăt baia. Aceasta este baia cu mașină de spălat. Astăzi îmi spăl și eu tricourile, stai așa să opresc becul și mergem mai departe. Aceasta este camera, foarte frumoasă, încăpătoare, ventilator și de asemenea și aer condiționat aici în colț.
Mi-am pus oamenii și un capot aici la dispoziție, dar n-am să-l folosesc. În fine, cam atât pentru astăzi. Pe data viitoare, pa, pa, fraților!